făcut în X și Y. Până aici, aceste prime chestiuni, 5 chestiuni, au cu variante A, B, C, D. Deci vom avea posibilitatea, veți avea disponibilitatea, nu le-am mai scris, puteți găsi în culegerea respectivă, și răspunsurile pe care le vom găsi, condițiile care s-au avut toate variantele specificate, formează bifați. Deci, așa cum se așteaptă să apară un test green. Acum, hai să ne apucăm repede de treabă. Să mergem cu prima ecuație. Să se rezolve ecuația aceea. Deci este vorba de o ecuație cu moduli. Cine a dorit să iasă la tablă, să rezolvăm ecuația aceea cu moduli? Alexandru, să rezolv eu. Nu ești bine dispus în seara asta. Altcineva? Hai zis că cum rezolvăm o ecuație cu moduli? Care e tehnica? Care e tehnica de rezolvare? Mai întâi o să explicităm modulul. Dar explicitarea lor o facem cu tabelul de variație a semnului. Deci facem tabelul de variație a semnului pentru fiecare expresie a modulului, semnul pur și simplu, și până vom începe să discutăm pe intervale. Haideți că nu doresc să lucrez eu, să vedem cineva. Adică de că trebuie să duce timp. Deci, din tabla din stânga, începem să lucrăm și spunem x minus 3, deci facem tabelul. Păi foarte bine, hai, repede. De la minus infinit la plus infinit, e vorba de x minus 3, care se stabilește în 9, 3 în dreptul său 0, la stânga, nu? Funcția de gradul 1. 5 minus 1. Da. 1 0. Minus. Și începem să facem discuția pe cadrul. Cadrul 1, zicem. Cadrul 1. Cadrul 1. X aparține. Care este? X aparține la minus infinit. La minus infinit la 1. Ecuația. Ecuația de linie. Ecuația de linie. Două puncte. Ce de linie? Pe zona respectiv, primul modul este? X plus 3. Minus X plus 3. Al doilea tot așa. Minus. X plus 1. Egal cu 2. Deci vine minus 2x plus 4 egal cu 2, adică minus 2x egal cu, este egal cu minus 2, deci x egal cu 1. Da, dar repede, x egal cu 1. Ca să fie soluție, trebuie să vedem ați avut intervalul de studiu. Și da, e închis. X aparține de la minus și vine la 1 închis, rezultă x egal cu 1, soluție. Oprim o valoare, am găsit-o, da? Cazul 2. Cazul 2. X acum, în ce zonă? Se miște X-ul? Între 1 și 3. Între 1 deschis și 3 închis. Ecuația de linie. Ecuația de linie. Minus X. Minus X plus 3. Plus X minus 1. Da. X reduce, da. Și vine 2 egal 2. Așa, înseamnă că orice X de aici e soluție. Rezultă, oricare ar fi X între 1 deschis și 3 închis, este soluție. Nu ai dat una de ori, când dăm pe snai, nu ne-am pe niciun X mai bun. Cazul 3. Cazul 3. X aparține acum de unde? De la 3 la? 3 la plus infinit. De la 3 la plus infinit. Ecuația devine. Ecuația devine. Să vedem ce devine. Plus pozitive de mâine așa, da? Plus da? 2x. 2x este egal cu 6, rezultă x este egal cu 3. Da. Dar intervalul este deschis. Da. Deci fiind deschis, nu aparține. Deci 3 nu aparține de la 3 deschis la plus infinit. Deci nu-i soluție. În poziție, în cadrul acesta, da? Strict în cadrul respectiv. Rămâne să vedem care e în final soluțiile. Care sunt soluțiile ecuației? X este egal cu 1, 1, 3 închis, aș spune. Deci X aparține intervalul 1, 3 închis. Nu? 1, 3 închis. Înseamnă soluția ecuației de mai sus. La întrebarea numărul de soluții, ce
Ce răspuns vezi, da? Câte soluții are ecuația asta? O infinitate. Că toate elementele între 1 și 3, toate numerele între 1 și 3 sunt soluții ale ecuației respective. Deci dacă luați un x situat între 1 și 3, orice x verifică ecuația de mai sus. Deci orice x între 1 și 3 verifică. În concluzie, la întrebarea dacă cumva ați avut acolo alternativele, probabil că una a fost o infinitate. Și atunci trebuia, de fapt, varianta cu infinitate. Pentru mai departe, de regulă ați obișnuit la ecuație să găsiți un număr finit. Și acolo, de aceea autorul vă și întindica cana. Să găsiți 2, 3, 7, 9 soluții, eu știu, pe intervale acolo. Dar aici avem chiar o infinitate de soluții. Toate valorile între 1 și 3 clasite soluții merg mai departe. Dacă x aparține între 1 și 2, x aparține între 1 și 2 închis, iar y aparține 2, 4 închis, atunci expresia y de xy, o să notăm noi, expresia y de xy, fiindcă este în două variabile, egal cu 2x plus 1 pe 2y, aparține cui? Aparține, deci chiar așa spune, aparține semne întrebare. Expresia aceea cui aparține? Câtă vreme știu că x-ul între 1 și 2 și y între 2 și 4, cui aparține expresia? Cum credeți că vom încerca să găsim? Parcă ar fi o funcție în două variabile aici. Da? În două variabile. Deci e vorba de expresie în două variabile. Știu foarte bine x unde se mișcă, știu foarte bine y cum se mișcă și întreb la fiecare x, la un x și un y, găsesc un răspuns. Alt x și alt y, găsesc alt răspuns. Nu ține aceasta a valorilor care are naștere în felul ăsta. Dar care este intervalul în care nu, se mișcă expresia respectivă? Mulțimea valorilor, care va fi? Nu știu. Să vedem cum găsim. O să plec exact la asta. X aparține între 1, x aparține intervalul 1, 2 închis, echivalentul. Cum traduci chestia aceea? Înseamnă că 1 e mai mic egal decât x, mai mic egal decât 2. Dacă nu ai nevoie de x, ci de 2x, mulțim toate astea cu un 2 și avem echivalentul 2 mai mic egal decât 2x. Perfect. Deci câtă vreme x-ul se mișcă între 1 și 2, 2x, care intră în componență, între 2 și 4. Hai să plecăm la fel să conferim și partea ta. Mergem cu y aparține cui? 2 la 4. Da. Doi mai x egal de y, mai x egal de 4. Da. Mulțim cu 2. Da. Nu cu 1 pe 2, ci cu 2 deocamdată. Da. Cu 2. Că trebuie să pune evidență 2 y. Da. Da? Cu 2 și asta înseamnă echivalent. 4 mai mic egal decât 2 y. Mai x egal de 4. Dacă nu ți intră 2 y, ci 1 pe 2 y. Trebuie să inversăm aici cirul de inegalități. Deci de aici rezultă că 1 pe 4 este mai mare. Mai mare, sigur că da. Mai mare egal decât 1 pe 2 y. 1 pe 8. Adică privim invers. Să luăm 2 mai mic egal decât, sper să zic, 2 mai mic egal decât 2x mai mic egal decât 4. Și 1 pe 8, privind invers, 1 pe 8 mai mic egal de 1 pe 2 y, cu același sens de monotonie, da? E, același sens al inegalității le-am arătat. Și acum ce trebuie să fac pentru a avea expresia? Trebuie să-l adun. Trag bine și-l adun. Adunându-le membru cu membru, obținem. Așa. Așa. 4 plus 1 pe 4. Da? Dar această chestiune de aici este tocmai expresia. Hai să aducem joi bine 2, 8, 16 și 1, 17. Așa, deci 17 pe 8 mai mic egal decât y de xy. Mai mic egal decât
17 pe 4. Altfel spus, expresia asta aparține intervalul 17 pe 8 și 16 pe 4. Deci rezultă că e de XY aparține intervalului 17 pe 8, închis, și respectiv 17 pe 4. La întrebarea, dacă X-ul și Y-ul aparțin mulțimea valorilor posibile ale expresiei, în ce zonă semne? Care e mulțimea valorilor? De la 17 pe 8 până la 17 pe 4. Ăsta este răspuns. Foarte elegant pe construcția, da? Destul de interesant am lucrat aici. Și iată, mi-a ieșit foarte rapid, exact ceea ce am și avut aici, nu? De rezolvat. Ține minte chestia asta, astfel de greșiții, așa se fac, nu? Se construiește expresia cu multe atenție, câte vreme știi despre X și Y cum se mișcă, deci construiești foarte atent și am de mulțimea valorilor expresii respectiv. Așa a fost exercițiul acesta. Să vedem, am văzut undeva un exercițiu odată destul de interesant. Și ia uitați așa. Deci să se rezolve ecuația. Spunem, să se rezolve ecuația. Radical din x plus 1 minus radical indice 4 din 1 minus 2x egal cu 3. Să se rezolve ecuația aceasta. Iată că este o ecuație irațională. O ecuație în care am un radical de ordine 2 și altul de ordine 4. Fără să stau pe gânduri, prima dată, imediat ce fac acum? Condiții. Deci imediat pun x plus 1 la radical de ordine 4, expresia trebuie să fie de sub radical mai mare egal decât 0. Și... da? Echivalent. X la radical minus 1. Și mai mic egal decât 1 pe 2 parte. Da? X mai mic egal mai mare decât minus 1 și mai mic decât 1 pe 2. Înseamnă de aici X aparține intervalului de la minus 1 închis până la 1 pe 2 închis. 1 pe 2 închis. Deci X și soluțiile dacă le găsim numai în zona asta de căută, între minus 1 și 1 pe 2. Ei, cum procedăm? Am stabilit acum. Deci X aparține, scrie împărată, X aparține de la minus 1 așa, la 1 pe 2. Foarte important să punem condițiile, că nu are rost să ne aflăm de treabă. Dacă vom fac urma rezolvării de x aparține mulțimii vide, mai rezolvă ecuația? Deci dacă spun x aparține mulțimii vide la 1, păi atunci înseamnă că nu are rost să rezolvăm. Înseamnă că nu există unul de radical. Deci din condițiile impuse nu am ce căuta, nu am ce rezolva. Ei, acum, în clipa asta, cum propuneți să facem ecuația? După algoritmul de rezolvare a ecuațiilor iraționale, înseamnă să punem condiții ce am făcut-o și urmează etapa aceea, eliminăm radicalii, dar hai și cam dificil, cam și radicalii de ordine 2 și de ordine 4. Trebuie să facem cu de ordine 4 radicalii. Să-l facem pe ăsta de radical? Cum? Iată-mă într-o situație foarte dificilă. Cum credeți că putem aborda ecuația asta? Trebuie să am curaj. Există, de atât v-am spus, psihologia, nu, mai mult, convingerea că îl putem face, trebuie să ne stăpânească ideea asta, altfel nu avem nicio șansă. Știți ce îmi vine în minte? Să mutez radicalul ăsta cu un D și pe altul cu un V. Ia să vedem ce mai ieși. Deci la primul radical, radical din X plus 1, notăm cu un T. Și pe al doilea? Egal cu V.
Și atunci ce devine prima ecuație? Prima ecuație va fi P, P minus V egal cu 3. Dacă aș mai găsi cu ecuații în T și V, aș forma un sistem. Păi da? Dar cum? Nu să mai găsesc eu încă o ecuație în T și V. Poate ar fi important să spun P mai mare egal decât 0 și P mai mare egal decât 0, că sunt radicali de ori în 2 și ori din 4. Important, nu știu dacă... Dar pe parcurs ar trebui să-mi folosească. Acum e momentul frumos. De unde e o ecuație în T și V? Păi din eliminarea lui X de aici. Hai să ridicăm la pătra și din prima rezultă că X plus 1 egal cu... 3 pătrat. Și de sub X minus 2X, 1 minus 2X egal cu V la 4. Hai, o să mulțim cu 2 pe prima și la adunăm. Deci echivalent cu 2X plus 2 egal cu 2T pătrat și 1 minus 2X egal cu V la 4. Sistem. Tragem linii și la adunăm. Să 2X, da? Și vine 3 egal cu 2T pătrat plus V la 4. Așa încât sub pui 2T pătrat plus V la 4 egal cu 3. Sistem. Și am intrat într-un sistem format într-o ecuație de gradul 1 și una de gradul care? De gradul 4. Ei, dar mă urmează tot ce știu să fac, eventual scot pe PT din mai convenabil, ca să mă duc jos și vine egal cu 3 plus V. Duc aici, apare cu azi gradul 4 în V, voi lucra, voi găsi valorile lui V, numai valorile pozitive mă interesează. De ce numai pozitive? Pentru că am pus aici condiția. V-ul este, nu? Am constatat că e pozitiv. Deci că e pozitiv. Găsim valorile V, mă întorc aici și îmi fac treaba. Dar ce fi căutat eu cu egășițiul ăsta, că doar nu se leagă parte deloc cu ceea ce am discutat mai înainte. Ca și expresii. E, se leagă. Ia uitați tu. Ce știm noi? Unde căutăm mic și? Vă rog să fiți atenți unde căutăm mic și. Minus 1 și 1 pe 2. Deci soluțiile caută între minus 1 și 1 pe 2. Spuneți așa. X aparține lui minus 1 și 1 pe 2, echivalent cu... Da? Minus 1 mai mic egal decât. X mai mic decât 1 pe 2. Să adunăm 1-1. Încerc să construiesc expresia asta. Să vedeți ce elegant va fi. Adun un cât? Un 1 în ambii membri. Și vine 0 mai mic egal decât X plus 1. Mai mic egal decât 3 pe 2. 3 pe 2. Extragem radical. Funcția radicală este monoton crescătoare. Deci păstrează sensul inegalității. Deci rezultă. Rezultă 0 mai mic decât radical din X plus mai mic egal decât radical din 3 pe 2. Și atât ai pus mâna pe prima parte. Acum ia treci cu X-ul de acolo. Deci spui X aparține între minus 1 și 1 pe 2, echivalent tu ai, cum ai nevoie să construiești 1 minus 2x. Deci mulțești asta cu minus 2. Mulțim totul cu minus 2 și a revenit. Cu minus ai exclus, da? Da. Dacă nu mulțești un egalitate cu un număr negativ. Da? Deci 2 mai mare egal decât minus 2x. Minus 2x. Așa, mai mare egal decât? Minus 1. Hai să primim invers. Să primim așa. Minus 1 mai mic egal decât minus 2. Să adunăm 1 peste tot, că este vorba de 1 care este aici. 0 mai mic egal decât 1 minus 2x. Minus 3. Să extragem radical de ori din 4. Așa. Și acum
ce să facem, ia să vedem. După ce am văzut-o și pe asta, eu observ că nu am nevoie de asta, ci cu minus. O să mulțumesc totul cu minus 1. Și va fi? 0 mai mare. 0 mai mare, egal. Așa. Și pe linii invers, minus. Așa. Închirea de cât 0. Sau adăugăm și pe cea de mai sus, 0. Și eu doream ca asta să fie egală cu cine? Cu 3. Păi este 3 situat între aceste două valori? 3 este situat aici? Nu. Și dacă 3 nu este situat aici, deci mulțimea valorilor, asta ar fi funcția acelea. Și dacă 3 nu este situat aici, înseamnă că niciodată ecuația aceea nu are soluție. Deci noi muncem acolo și nu știu, ca îndată să spunem ecuația nu are soluție. Dacă ar fost egal cu un număr care era situat între minus radical din 4 din 3 și radical din 3 pe 2, cum ar fost 0 cu noi, să știu altă valoare, merita. Da? Dar cât am dat acolo? 3. Deci spunem radical, scriem așa, radical din x plus 1 minus radical din 4 din 2x egal cu 3, virgulă 3 nu aparține, 3 nu aparține intervalului de la minus la radical din 4. Înseamnă că dacă nu aparține acolo, înseamnă că ecuația de mai sus nu are soluție. Rezultă ecuația aceea nu are soluție. Și eu, gândiți-vă voi, după tehnica care am spus-o cu D și D, munceam foarte mult, ajungeam la ecuație de care, de gradul care am spus, de gradul 4 în V, ecuația aceea de gradul 4 în V probabil nu ar fi avut nicio soluție. Ecuația de gradul 4 în V nu ar fi avut nici o soluție. Și munceam zadarnic. Ba mai mult. Mai mult. Trebuie să spun că pornirea a fost dificilă. Ideea de a fi notat cu T și V și mă apare cu ecuații este o chestie destul de interesantă ca și tehnică de lucru. Însă, prin construcția de aici, am urmărit foarte rapid problema. Nu are soluții și nu are rost să mă pierd timp. A avut legătură cu expresia dinainte? Da. Știi bine că era x între nu știu ce valori, y nu știu ce valori, și să arate între ce valori se mișcă expresia e de x și y. Și am văzut între ce valori. Iată că eu acum am reușit, după ce am pus condiții de existența radicalelor, știam că x-ul se mișcă doar atât, în zona minus 1 și 1 pe 2, care, datorită restricția aceștia, îmi permite să spun ceva despre funcția asta, radicalul indice 2 minus radical ce 4. Funcția asta se mișcă în ce zonă? Minus radical ce 4 din 3 și radical din 3 pe 2. Aici, atât, mulțimea valorilor, doar în zona asta. Și dacă ea vrea să fie egal cu 3, nu niciodată. Ea poate să fie egală numai cu cine? Cu valori de aici. E doar pentru a găsi soluții. Pentru a găsi X. Și în rest, dacă cer cu ceva în afară de zona aceea, nu are soluții. Deci am răspuns repede, nu are soluții. Merită șmecheria de la expresia aceea, merită să fie ținută foarte bine minte, pentru că nu se știe când avem nevoie. Mergem mai departe și să mai abordăm și următoarea chestiune. Este vorba de 1,1. Da.
Păi da, cred că e simplu de fapt. Asta vrea pasă așa, mă gândiți? Nu mai ți-am. Hai să zicem. Îl întreg și copiem tot 17, din care scădem partea neperiodică 1, supra atâtea cifre de 9 cât indică perioada, 9, urmate de atâtea 0 ori cât indică neperioada. 90. Da? Plus 3 și 23 minus 2 supra 9, 90. E, cam așa niște calcule mentale. Da? Numai de... Hai, tu, până la cap. 1 în 3 și... Da. Da, aici se introduc strălci în fracție, nu știu ce chestii de astea, dar e termen activist. Mergem mai departe. Numărul de soluții ale... Numărul de soluții pentru ecuația. Partea fracțională a lui x egal cu x plus 5. Este o ecuație destul de interesantă. Cum face? Nu am timp. Haideți împreună să încercăm să descoperim. Orice număr real are o parte întreagă și una fracțională. Deci, oricare ar fi un x real, rezultă x-ul se scrie ca fiind partea sa fracțională plus partea întreagă. Partea fracțională plus partea întreagă. Fac precizarea că partea fracțională este totdeauna un număr cuprins între 0 și 1, fără să fie egal cu 1. Deci partea fracțională a unui număr real este un număr cuprins între 0 și 1. Absolut tot timpul chestia asta vor să rețineți. Păi, hai să scoatem noi partea fracțională de aici. Scoatem partea fracțională și înseamnă... Nu te grăbi, eu fac un pic de îmi pun la punctul suportul teoretic. Da? Vă rog să mă urmăriți. Deci, x-ul egal cu partea întreagă a lui x plus partea fracțională. Iar partea fracțională între 0 și 1. Dacă scot de aici partea fracțională, voi avea partea fracțională a lui x egal cu x minus partea sa întreagă. Și dacă locuiesc aici, voi avea 0 mai mic egal decât x minus partea întreaga lui x mai mic strict decât 1. Adun partea întreagă peste tot, deci adun în șirul din egalități partea întreagă și atunci devine 0 plus partea întreagă înseamnă partea întreagă a lui x mai mic egal decât x mai mic strict decât partea întreagă a lui x plus 1. Așa asta este o inegalitate care trebuie foarte bine înțeleasă. Am plecat de la ce înseamnă partea fracțională între 0 și 1 și iată explicitat. Deci x-ul se află cuprins între stânga, partea sa întreagă și partea întreagă plus 1. Totdeauna. Deci x-ul se află cuprins între partea sa întreagă și partea întreagă plus 1. Ăștia sunt cei doi întregi între care s-a fix. Dacă așa stau lucrurile, care să noi din aproape, sau să poate plăcea. Înseamnă că x-ul, poți să zici că este partea întreagă plus partea fracțională. Deci echivalent, în transcriere așa, partea fracțională a lui x egal cu în loc de x, cu i ce? O parte a fracțională. Fracțională. Plus partea întreagă. Așa. Plus 5. Partea fracțională, partea fracțională se reduce de o parte și de alta și înseamnă partea întreagă a lui
minus 5. Unde sunt X și apel bate în dragă este minus 5. Minus 4 și 5. Asta e altceva, da. Deci X și trebuie să fie cuprins între în zona minus 5 și minus 4. Minus 4 deschis, da? Minus 5 și minus 4. Dacă este vorba de X egal cu minus 4,3, minus 5. Așa. Partea asta este minus 5, că eu atunci îți calc 0,7. Deci minus 4,3. Să scrie că acum minus 4 adunat cu 0,3. Minus 4, minus 0,3. Și egal mai departe cu minus 4, minus 1 plus 1, minus 0,3. Da? Și care face egal mai departe cu minus 5 adunat cu 0,7. Cu 1 minus 0,3, 0,7. Încât partea fracționară a lui minus, a lui X acesta, cât este partea fracționară? Este 0,7. Cât ce am spus despre partea fracționară? Ce fel de număr este tot timpul? Între 0 și 1. Deci vă rog să spuneți, partea fracționară, fie X, egal cu minus 4,3. Atunci, rezultă, partea întreaga lui X egal cu cât am zis? Egal cu minus 5. Iar partea fracționară de desubt al lui X, cât e partea fracționară? 0,7. Dacă X egal cu minus 4,13, minus 4,13, atunci partea întreagă este minus 5, iar partea fracționară este 0,87. Completarea până la 1. La numere negativ. Și cum noi am avut partea întreagă egal cu minus 5, înseamnă că X-ii sunt între minus 5 și minus 4. Minus 5 și minus 4. Minus 4 deschis. Da? Foarte clar. Și minus 5 închis. Deci la întrebarea, câte soluții are ecuația asta? Cum una? Cu toți X-ii de aici. Tot o infinitate. Că toți X-ii, nu e vorba de o singură valoare. Și toți X-ii din intervalul minus 5, minus 4, deschis. Da? Deci asta trebuie să rețineți foarte clar. Mergem mai departe. Dar vreau să mai insist aici pe o chestiune. Vreau să rezolv niște ecuații mai interesante. Și vă rog să încercăm să le dăm chiar în este X aici unei o ecuație. Uitați, partea întreagă a lui X plus 3 pe 4, partea întreagă, este egal cu X plus 5 pe 5. Să rezolvăm această ecuație. Deci partea întreagă a lui X plus 3 pe 4 egal cu X plus 5 pe 5. Exact, explicăm aici. Ce spune? Partea întreagă a cuiva, X-ul, așa, partea întreagă a lui X plus 3 e mai mic egal decât. Da? Așa. Extraordinar. Am explicat, pur și simplu. Da, partea întreagă, cu cine spune că este egal? Cu X plus 5 pe 5. Deci înlocuie pe asta și pe X plus 5 mai mic decât X plus 3. Așa? Perfect. Acum, peste tot, numitorul cât ar fi aici? 20, aici cu 4, 5,
20, echivalent cu să lucrăm 4x mai mic egal decât 5x plus 20. Să spunem 4x x plus 15 plus mai mic decât 4x 40. Să scădem un 4x peste tot. Scădem un 4x peste tot. Și avem 20 mai mic x mai mic decât. Scădem un 15 peste tot ca să ne apară x-ul prins întreg. Decât 25. Ei, dar x-ul nu știe este număr întreg. Că dacă aș fi x-ul întreg, aș lua toți întregii 5. Între 5 și 25. Dar nu e așa. Că x-ul nu este întreg. Însă, egalitatea asta îmi place foarte tare. Vedeți? Am așa ceva, partea întreagă egal cu ceva. Păi partea întreagă cui aparține asta? Lui se. Partea întreagă înseamnă numai numere întregi. Și atunci am să egalez pe asta egal cu un m. Că știu un m, m cui aparține aici? Lui Z. Și din ecuația x plus 5 pe 5 egal cu un m, scoatem pe x. Deci de aici se rezultă. X plus 5 supra 5 egal cu m, înseamnă x plus 5 egal cu 5 m. Hai repede, mai repede. Adică x egal cu 5 m minus 5. Și vin și locuiește acum pe x. Și atunci relația devine mai mic egal. Devine 5 mai mic egal decât 25. Putem împărți totul printr-un 5 la un capul, da? Și avem 1 adunăm un 1 peste tot și vine 2 mai mic egal. Da? 6. Da, dar M acum unde este sigur, da? M este din Z. Toți întregi între 2 și 6. Înseamnă că M aparține, rezultă M aparține mulțimii, mulțimii valorilor, ce valori? 2, începe cu 2, mulțimii 2, 2, nu rog, păi, pune toți întregii de la 2 până la 6. În interval aici. Da? 2, pe urmă cine ar veni? 3, deci aparține mulțimii. 2, 3, 4, 5, 6 nu am doi. Că 6 a fost deschis. Fără 6. Deci la 2, 3, 4 și 5. Atât. Eu m-am aparținut mulțime 2, 3, 4 și 5. Și acum ne întoarcem și cu valorile acestea găsim și corespunzător. Iată să vedem ecuația rezolvată până la capăt. Și luăm. Pentru m egal cu 2, ecuația devine. Rezultă. X egal cu 5. 5 ori 2, 10 minus 5, 5. Prima valoare. Pentru m egal cu 3, rezultă x egal cu... 15 minus 5 este la 10. Așa. Pentru m egal cu... 4. Da. Da. Și m este la 5, rezultă x egal cu 10. Exact. Și acum... soluțiile ecuației acestea, x aparține mulțime valorilor a tuturor x-urilor care sunt 5, 5, 10, 15, 20. Că am făcut o treabă bună, știți cum ne putem convinge? Să mergem să vedem dacă verifică ecuația. Dacă verifică, da, am emoția, dacă nu verifică, am muncit deja. Da? Ia să vedem. Deci mergem cu x egal cu 5 și ecuația devine. Pentru x egal cu 5, ecuația devine. 8 supra 4, partea întreagă. Este valul 8 supra 4. 1 10 supra 5.
Adică 8 pe 4 se face 2. Partea întreaga lui 2 este 2. Deci vine 2 egal cu 2. Am adunat. Să mă dăm cu 10. Da, acum iarăși în emoții. 10. 10 și cu 3, 13 pe 4. Adică cât ar face? 3 egal cu 3. 3. 5 pe 3. Dar partea întreaga lui 13 pe 4, cât este? 3 și ceva. Dar partea întreaga e 3. Deci vine 3 egal 3. Bun. Și aceasta va vale. Deci x egal cu cât? Și x egal cu? 15. 15 e soluție. 10 a fost, da? Cu 15? Da. N-am greșit. N-am greșit, dar lucrăm cu foarte multă atenție aici. Nu avem voie. Da? Iată, pentru prima dată ați rezolvat o ecuație de asta fisticie. Hai spuneți drept, ați rezolvat așa? Nu. Prima dată rezolvați o ecuație cu partea întreagă. Cred că merge să avem tehnologia pusă la punct. Care e tehnologia de rezolvare? Simplă. Era chestia aceea, partea întreagă e mai mic egal decât x mai mic decât partea întreagă plus 1. Și indiferent cine este acolo, în afară de aici, dacă e o expresie, explicităm partea întreagă, după care am înlocuit, ne-am dus, am lucrat, ați văzut, am găsit x era cuprins nu știu ce zonă, între cine și cine era x-ul. La un moment dat am avut x-ul cuprins între 5 și... Dar nu e x-ul întreg. Nu x-ul întreg. Și m-am întors, am notat cu el, am scos x-ul de acolo și l-am înlocuit și am aflat în el. Și cum el mai este din Z, merge treaba. Da? Hai să faceți acasă următoarea ecuație. Scrieți așa. Să se rezolve ecuația. Spune. Să se rezolve ecuația. Partea întreaga lui. 7x plus 1 totul supra 3, partea întreagă, egal cu 5x minus 2 supra 4. Aceasta este ecuația pe care vreau să o rezolvați și să îmi spuneți, a, și mă orientam cu una, ia să spuneți. Și o altă ecuație, partea întreaga lui. 3x minus 2 supra 4 plus partea întreagă, hai să fiți mai interesant, plus partea întreagă lui 7x minus 2 supra 5 egal cu 4x minus 1 supra 7. Asta vreau să fie notat temă, să exersați ca să prindeți bine tehnologia. Am ajuns la 4, dar la 4 am și am debăgat mult, am construit, am discutat. Hai să vedem și 5. Tot cu partea întreagă, interesant. Să rezolvăm sistemul. Ia să vedem care este sistemul. E vorba de x plus partea întreagă a lui y egal cu 10,9 și de sub partea întreagă a lui x plus 2y egal cu 12,3. 12,3. Și sistem interesant. O plăcere. Îmi dați o idee? Cum? Tot așa te gândești tu ceva în stilul ăsta. Poate ai dreptate, poate, dar aici e un sistem, nu prea am luat așa lejeritate în lucru. Haide totuși să încercăm. În loc de x, cât am spus, totdeauna orice număr real, se scrie ca fiind suma dintre partea întreagă plus partea sa fracționată. Deci, prima ecuație sau sistemul de bine, de echivalentul. Cât ar veni? Partea întreagă a lui x plus partea fracționară a lui x plus partea întreagă a lui y este egal cu 10, așa, și de sub partea întreagă a lui x plus 2 pe lângă 2
lângă, corect, 2 pe lângă partea fracționară, așa, corect, egal cu 12, echivalent cu, hai să desfacem și o paranteză aici, echivalent cu sistemul, care ar fi acesta, partea întreagă a lui X, fracționarea lui Y plus 2 partea întreaga lui X plus 2 partea întreaga lui Y. Da. Se va numi 12,3. Ce părere aveți? Privim atent, foarte privim atent, așa, cât se poate de atent, prima ecuație. Poate faceți o concluzie. Aceste 1, 2, 3 adunate fac 10,9. Foarte puteți să-mi spuneți ceva. Deci... Da, da. Partea fracționară a lui X e 0,9. Pentru că am aici partea întreagă care e numărul 3. Partea întreagă, numărul 3. Două mele întregi armate cu o parte fracționă. N-am să-mi dezi 10,9. Înseamnă că partea fracționară a lui X este tot ce de copilul. De rezultă, partea fracționară a lui X egal cu 0,9. Bun. Și atunci ce a rămas prima ecuație? Prima ecuație a rămas așa. Partea întreagă a lui X plus partea întreagă a lui Y egal cu 10. Terminat. Noi, ala pe interesant. Ia să vedem la a doua. Privim cu atenție și la a doua. Păi, 0,3. 2. De 2 partea fracționară a lui Y. 0,3. Și partea fracționară e 0,3. E 0,3. Adică 0,15. Ea mai poate fi cât. Nu numai 0,15. Și 0,65. De 2 ori 0,65 face 1,30. Mai poate fi. Și 0,65. Nu așa? Deci care sunt variantele aici? Partea fracționară, 2 partea fracționară de Y egal cu 0,30 și sau poate să fie 1,30. Poate să fie și 1,30. Nu poate să mai fie 2,30. Dacă 2,30 împărțit la 2, face partea fracționară 1 și ceva? 1 și 15? Partea fracționară între 0 și 1. Te-ai retras? Bine. Deci, de aici înseamnă, de aici pot să-ți plecă, 2 partea întreaga a lui Y, 2 partea, dacă era 3 partea întreaga a lui Y, fii atent aici, dacă era 3 partea întreaga a lui Y, mergea să mergea, câte ar fi fost, mergea 1 și, mergea și 2 și. Da? Mergea, sigur că da, era foarte interesant, dar uite că a fost numai 2. 2 partea întreaga a lui Y. 2 partea fracționară a lui Y egal cu 0,30 sau 2 partea fracționară 1,30. Atunci, mergem pe cazul 1. Cazul 1, când este cât? Partea fracționară a lui Y egal cu 0,15. Deci, dacă partea fracționară a lui Y egal cu 0,15, atunci ecuația, sistemul devine partea întreagă a lui X plus 2 ori partea întreagă a lui Y egal cu 12. Și sigur, aici mai adaug că partea fracționară a lui X este 0,9. Și să vedem sistemul ăsta de 2 cu 2, care e problema?
Sigur că da. 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 Așa. Da. Doi partea treaga lui Y. Nu, Y. Foarte bine. Partea treaga lui Y care am cu doi. Corect. Corect. Și atunci Y de ce se compune? Y se compune din partea asta întreagă plus partea fracționară. Deci Y va fi egal cu. Deci rezultă. Y egal cu? Cu partea asta întreagă, 2, plus 0,15. Adică egal cu 2,15. De acord. Iar X-ul? X-ul va fi egal cu? Cu partea, dar n-am aflat partea întreagă. Dar aici facem. 2 cu 8 este. Deci X, partea așa, egal cu 8. Deci X egal cu 8, plus 0,9 care face 8,9. Iată prima soluție. Prima soluție. Soluție 1. Care este asta? X egal cu 8,9 și Y cu 2,15. Și am aflat X-ul și Y. Mai avem o altă variantă. Care este varianta? Din nou, partea fracționară. X este egal cu 0,65. Și atunci rezolvă sistemul de linie. Prima rămâne așa. Cu 11, sigur că da. 11, că am luat din 12,3, 1,3. Da? Și vine partea întreagă a lui Y. Și atunci vom avea soluția. X egal cu, asta e 1, X-ul e 9. X egal cu 9,9. Iar Y-ul este? 1,65. Partea întreagă a fost partea asta fracționată. Și cu asta am găsit cea de doua soluție. Ce întreba aici autorul? Numărul de soluții ale sistemului. Care este soluția ale sistemului? 2. Elegant a fost. Foarte simplu, frumos, interesant. Dar că, dacă am știut foarte bine ce se întâmplă aici, orice X este partea întreagă plus partea fracționată. Și de aici am, nu? Am condus X-ul foarte exact. Da? Iată, în componența acestui test, la un moment dat, mai aveți un sistem de acestea. Este unul identic. Înseamnă că merită făcut ca și antrenament acasă, da? La aveți. Mergem mai departe și trecem acum la 2. Da, să zicem. Începem. Ce spune acolo? Dacă A, de ce sunt? Exact. Să demonstrăm că A sub A, B plus C. Da. B sub A, C plus A, plus C sub A, B plus A. Mai mare sau egal decât 3 sub A? Mai mare egal decât 3 sub A. Ia să vedem ce facem mai. Ce este o inegalitate. Trebuie dovedit inegalitatea asta. Inegalitățile sunt chestiuni mai interesante, mai definiți, așa, dar să știți că nu e imposibil de dovedit.
Avem convingea că le putem face și partea o putem face, vom reuși. Trebuie să dominăm exercițiul. Deci foarte important. Sigur, reușim să facem. Reușim să facem inegalitatea asta. Ești convinsă? Da, e gata, dacă ești convinsă, ca și făcut. Ar trebui să știm câteva inegalități clasice. Una dintre inegalitățile clasice, care se folosește foarte des, este aceasta inegalitatea mediilor. O știi? Inegalitatea mediilor. Deci dacă... Ia scrie tu, scrie. Inegalitatea mediilor. Inegalitatea mediilor. E vorba de inegalitatea dintre media aritmetică, geometrică și armonică. Mediilor, da? Inegalitatea mediilor. Înseamnă media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Deci media aritmetică e mai mare decât geometrică, care e mai mare decât armonică. Dacă iau două numere, deci pentru A și B, două numere pozitive, plus T, deci fără să fie 0, atunci, care e media aritmetică lor? A plus B, 2. Scrie A plus B supra 2, mai mare egal decât radical din A ori B, mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Media armonică. 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Pentru 2. Dar dacă sunt 3? A plus B. Așa. Deci pentru A, B, C. Pentru A, A, B, C, care aparține lui E plus, da? Apare A plus B plus C. Radical de ordinul 3. A, B, C. Care e mai mare egal decât? 3 supra. Dar aici nu supra 2, supra 3. Așa. 3 supra. 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Așa. Dacă stai, dacă sunt 4, în general pentru AI, pentru A1, A2, AN, numere pozitive, înseamnă, inegalitatea mediilor este așa. A1 plus A2 plus mai departe plus AN totul pe N. Mai mare egal decât radical indice N din produsul A1 ori A2 ori puncte puncte ori AN care e mai mare egal decât N supra A1 Așa. Foarte interesant. Deci media aritmetică e totdeauna mai puternică decât geometrică. Pentru media aritmetică, media geometrică lucrează ca un minim, cea mai mică valoare pe care o poate atinge ea. Invers, privind așa, media geometrică se uită cu respect spre media aritmetică. Că pentru ea, cea mai mare valoare cu putință pe care o atinge e aceasta, nu? A mediei aritmetice. În rest, ea e în tine mai mică. Tot așa privim și media aritmetică cu media armonică. Sau media geometrică cu armonică. Sau media aritmetică... Așa. Ei, egalitatea se întâmplă când toate sunt egale între ele. Deci când se întâmplă egalitate? Vedeți că nu sunt posibilitate de egal. Când toate acestea, A1, A2, AN, sunt egale între ele. Deci dacă ai A1 egal cu A2 egal cu AN, atunci inegalitatea devine egalitate. Dar ce rost are discuția asta noastră acum? Pentru că nu prea vedem legătura aici. E, să știți că inegalitatea mediilor este sursă de aranjarea multor inegalități.
autorii, când aranjează tot felul de chestiuni, de efect, tot felul de greșiții, au în vedere, de foarte multe ori, inegalitatea mediilor. Sau multe inegalități pe care le găsim așa propuse, ca și greșiții, au la bază inegalitatea mediilor. Iată următoarea inegalitate. Să se arate că... Să se arate că A plus B, pe lângă A plus C, pe lângă... Deci A plus B pe lângă A plus C, pe lângă B plus C, mai mare egal decât 8 ABC. 8 ABC. Dacă desfacem paranteza de acolo, nu prea bine. Deci este destul de... Nu prea credeu că ajungem la ce trebuie. E de acord? Vrei să desfacem paranteza? Nu vrei. Cum credeți să obținem? Cum să... Să se vedească inegalitatea unde AB și C sunt pozitive. Facem ce de marca asta. Că ABC, ABC aparțin lui IR plus. Da, plus stea. Da. String pozitive. Cine vede cum trebuie făcut asta? Ia uitați cum. Să schimb inegalitatea mediilor printre A și B. Și lângă A plus B pe 2, A plus B supra 2, media aritmetică, mai mare egal decât media geometrică, decât radical din A ori B. Dacă am luat același numitor, de aici rezultă A plus B mai mare egal decât 2 radical din AB. De desubt, A plus C mai mare egal decât 2 radical din... Nu, sub ea trebuie, sub ea aici. A plus C mai mare egal decât 2 radical din AC. Și B plus C mai mare egal decât 2 radical din BC. Tragem linii și ne mulțim toate 3 și ea. Ia să vedem ce devine. A plus C. C. Mai mare egal decât 2 ori 2 ori 2. 8. 8. Radical din A pătrat B pătrat C pătrat. A pătrat, B pătrat, C pătrat. Aveți. Deci rezultă că A plus B pe lângă A plus C pe lângă B plus C. Opta deci. Iată inegalitatea făcută rapid. Dacă te-ai prins că e vorba de inegalitatea medilor, dacă te apuci de ea și desfaci acolo și cu ce și pe chinui, degeaba. Vă spuneam că inegalitatea medilor stă la baza multor inegalități. Putem construi de acestea câte vreți. Ia să mai vedem încă una. Ia să fie așa. A supra B plus B supra C totul pe lângă. APB. Ia să vedem. APB, BPC. Hai să spunem CPA. CPABC. D. CPC plus DPA mai mare egal decât 4. Cum facem asta? Tot așa ABC de pozitive. Cum facem? Tot așa.
Deci asta plus asta totul pe 2, sau asta plus asta mai mare egal decât 2 radical din produsul lor. Deci vine A pe B plus B pe C. A supra B plus B pe C mai mare egal decât 2 radical din produsul lor. A supra B ori B supra C. Așa. Și cealaltă? C supra T. Da. Și tragem din și le mulțim membru cu membru. Și dacă le mulțim, vine A pe B plus B supra mai repede. Da. Patru radical din A pe C la ce vrea? 4 ori 1, 4. Deci am arătat din mai mare egal decât 4. Nu, că vine 4 ori 1. Da? Știi, nu vine că... Dar nu știu, foarte mult e pot să aranjez. Am vrut să vă atrag atenția că, într-adevăr, inegalitatea mediilor merită să fie reținută. Că nu se știe când anume avem nevoie de ea. Dar hai să ne uităm la inegalitatea de mai sus, pentru că eu am cam bătut câmpii, se pare. Parcă am fugit de răspundere. Am cam fugit de inegalitatea asta. Nu. Mai sunt și alte inegalități interesante, clasice, dar nu vă obosesc foarte tare. Rămâne aceasta să o rețineți. Pentru că, vedeți aici, A, de ce sunt din R plus. Da? Sau R plus. Da, tot pozitiv spun. Vă spune așa? Da, spune. Da, R plus T. Am vrea să reușesc, dar cum? Ai vreo idee? Cum se procedează? Fiindcă nu vine în minte nimic deocamdată, aș nota B plus C cu un X. Asta notește. B plus C notăm cu un X. Apoi C plus A cu un Y. Și B plus A cu un Z. Și vreau să apuc pe A, B și C de aici în funcție de X, Y și Z. Deci aș vrea să aflu A, B. Sigur, X, Y și Z sunt pozitive. De ce? Pentru că B plus C, B și C fiind pozitive, suma lor tot un număr pozitiv este. Cum am făcut? Cum ne-ați luat sistem din pregul 3? Cel mai rapid? Hai, mai chiar așa elegant. Numai te mulțim pe prima cu minus 1 și la adunăm tot. Prima a doua cu minus 1 și la adunăm, trebuie cu minus 1 și la adunăm. Ia să vedeți. Deci mulțim pe prima cu minus 1 și te vin. Cât devine? Minus. Da. C plus A. Da. Tragi minus la adunăm. B o să reduce. Ce o să reduce? Și vine 2A. Și ce o să adus? Da. C cu minus C. Și vine 2A egal cu Y cu Z minus X. Y cu Z. Da? De unde A simplu va fi egal cu, să notăm sus, A ne-a ieșit că este Y cu Z minus X totul pe 2. Ca să găsești pe cealaltă, o să mulțești cu cine? Cu minus pe a doua. Deci sistemul devine din nou. B plus C egal cu X. Z. Tragem mie și la lună. 2B. Da. Și B este egal cu X plus Z minus Z. Corect. B
putem lega cu x plus z minus y, tot pe 2. Și ca să găsim și pe z, x plus y minus z. Ce va fi egal cu? X plus y minus z. Și acum știm pe A, B și C și să vedem ce devine inegalitatea. 1 devine. Deci inegalitatea de mai sus devine. 1 echivalent cu. Inegalitatea aceea care avem de dovit devine acum după notații. Nu? De A, tu îi pune. Totul supra 2, 2, B plus C, 2X. Așa că B plus C, dar fac X. Plus. Indiferent. X plus Z minus Y supra 2Y. Așa. Plus. X plus Y minus Z supra 2Z. Da. Și este la unul mai mare. Mai mare egal decât 3 pe 2. Mai mare egal decât 3 pe 2. Echivalent. O idee? Iată 2 și 2, 2 cu anumitor peste tot, putem împărți în 2 la anumitor sau mulțim cu 2 peste tot și devine x, hai să distribui și anumitorul și vine y supra x plus z supra x. Ai înțeles ce am făcut? Da? Y supra x plus z supra x minus 1 plus. Da. Da. Iată, da, de minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, fac 3, plus de coace, fac plus 3, 3, plus 3, 6, fac. Și avem. Dar y pe x nu cumva e de 2 ori? Nu, nu. Nu, scrie, scriem așa. Y supra x. Z supra x. O, plus x supra y. Extraordinar. Cât sunt în total? 6. 6 sunt? Da. 6 sunt. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să punem totul supra 6. Împărțim pentru 6. Și ce devine relația? Deci vine y supra 6. Y supra x, lasă așa că e interesant, mi-e place. Să fie totul supra 6. Y supra x plus z supra x plus y plus supra z plus y supra 6. Mai mare egal decât 1. Deci inegalitatea aceea după notația asta, s-a așezat așa. Și acum trebuie să o faci pe asta. O faci pe ce este echivalent cu o faci pe asta. Cât sunt? 6. Supra? 6. Păi ce spune asta? Media aritmetică. Media aritmetică a câtor numere? 6. Păi media aritmetică știu că e mai mare egal decât media geometrică. Hai să scriu și eu. Deci voi spune, asta e mai mare egal de sub, să zicem, mai jos un pic, mai... Sau aici poți să spui, da? Ia scrie, y supra x plus z supra x plus x supra y plus z supra y plus x supra z plus y supra z. Mai mare egal. Totul pe 6. Mai mare egal decât radical indice cât? 6. Radical indice 6 din toate rămâțe. Da. X supra y ori z supra y ori x supra z
ori Y supra Z. Exact. Și te simt că X, Y și unul aici Y. Y-ul, da? Da. Așa. Așa. Da? Și X-ul ăsta cu X-ul ăsta, că ne-am văzut. Da. Asta e X. Și că cât ăla? Bun. Terminat. Nu? Iată, că nu degeaba v-a spus inegalitatea mediilor. Fiți atenți. Părea că eu v-am câmpit la inegalitatea asta. Deci am părăsit-o, m-am ocupat de inegalitatea mediului, v-am dat și câteva exemple, v-am construit, v-am arătat ce importantă este, că nu se știe când, spuneam, nu se știe când. Și până mai venim la inegalitatea asta. Hai, dar haide să spunem că a fost inspirat. În ce a constat în momentul inspirației? Că am notat B plus C cu un X, celălalt cu Y, cu un Z. Am găsit pe X, Y și Z. Am găsit pe AB și C în funcție de X, Y și Z. Am transcris inegalitatea din ABC în X, Y și Z. Ea s-a aranjat așa, foarte interesant. 6. Supra 6. Deci era sugerat media aritmetică cu media geometrică. Putea să fie și cu media armonică. Dar nu ne-a ieșitat. Dar deodată era Y pe X, X pe Y. Una inversă și era. Z pe X. Și era deșteptat cu simplificător. Și face U. Da? Ți-a plăcut? Da. Și mie. Așa. Mergem mai departe să mai vedem o altă chestiune. Haideți să... încercăm următoarea chestiune. Ci că spune așa, dacă A plus B plus C egal cu 0, dacă A plus B plus C egal cu 0, atunci rezultă... Da. Să dovedim chestia asta. Cum încerc să spun așa? Deci dacă A plus B plus C egal 0, sigur de la 3 plus B la 3 plus C la 3 face 3 ABC. Acum, în fața lui trebuie să, trebuie să facem ceva. Știm că A plus B plus C face 0, să rezulte că A la 3 plus B la 3 plus C la 3 face 3 ABC. Dați-vă un punct de sprijin. Dați-vă o idee. Deci după asta oară. Se resta asta. Trebuie să avem, trebuie să încercăm ceva. Nimeni nicio inițiativă. Păi, m-aș apuca să zic asta toată la treia. Dacă asta e egal cu 0, să zic și eu la treia, până vine vreo idee, dar nu vine niciuna, ce să fac? Să stau așa, mă uit mult de vreme la inișiță? Nu. Ia zic, A plus B plus C totul la treia, egal cu 0. Totul are, nu de acolo. Fiindcă ai pe asta, poți să pleci și mergul 3 și mergul 3 la 3, nu? Deci echivalent cu A plus B plus C totul la 3 e cam cu 0. Deci ar însemna că. Da, știi să-i formă? Pe 9 la 3? Da. Știi? Nu știi. Nu. Nici eu nu știu, nici eu. Dar poți să zici la 2, poate știi la 2. Da. Ia să zicem, putea spune așa, că este egal cu A plus B plus C la a doua, pentru că A plus B plus C. Egal cu 0. Echivalent
tine și la a doua, hai să-l găsim. De pleacă de aici. A plus B plus C totul la a doua. Înseamnă că de două ori trebuie să mulțești paranteza asta. Deci egal cu A plus B plus C. Împăratul meu a fost răcuși. Ia să trece. Poate o țină minte de timp. Egal cu A pătrat plus A B plus A C. Da, plus. Plus A B plus B pătrat plus B C plus A C plus B C plus C pătrat. Da. Și este egal cu egal cu A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Plus 2 AB. Plus 2 AB. Plus 2 AC. Plus 2 BC. Plus 2 BC. E atent. Deci, cu cine este egal? Primul la pătrat. Ce e la pătrat? De două ori. Primul rând, al doilea. Dar dacă zic așa, A plus B plus C plus D la pătrat. Da. Egal cu plus. Ar veni A la a doua plus B la a doua plus C la a doua plus D la a doua. Așa, da. Plus 2 ori A ori C ori C. A ori C. Da, păi dacă nu. Dito, hai, nu ți-ai spune pe egal cu. Păi să prindem ideea, dacă nu o prindem până când. Cu tot de după el,
Și pe urmă, eu cu curbător. Deci așa este cor. Am învățat asta, da? Pe extraordinar prinsă. Acum, hai să ne întoarcem, că noi am avut la atâta să fie, la a treia. Și ne-am știut-o la a doua și ne-am dus cu vorba. Ia să ne întoarcem la Elișiciu. Și spune așa acum, că A plus B plus C, totul la a treia, egal cu A plus B plus C, la a doua, pe lângă, și egal cu la a doua, știi, A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Totul pe lângă. Și egal cu. Da. Egal cu. A la treia plus A pătrat B plus A pătrat C plus AB pătrat plus B la treia plus B pătrat C plus? Plus ce? Da. Plus B. B. Plus ce pătrat? Plus ce la treia. Așa, plus? Plus 2 A pătrat B. Plus 2 A B pătrat. Plus 2 A B C. Plus 2 A pătrat C. Plus 2 A, B, C, plus 2 A, C pătrat, plus 2 A, B, C, plus 2 B pătrat, C, plus 2 B, C pătrat. Ah, egal cu dedesubt, egal cu. B la 3 plus C la 3. Plus. Am 2A pătrat B. Trebuie să am undeva 2A pătrat B. Da. 2A pătrat B și mai este și 2 și 1A pătrat B. Da. Încă să fie 3. Da. Plus 3A pătrat B. Și mai plus 3AB pătrat. Da. Vreau să-l căutați 3AB pătrat. Da. Este, da? 3AB pătrat. Urmă, în AC, George. Plus 3A pătrat C, plus 3A C pătrat, și plus 3 B C A majorul, 3 B pătrat C, plus 3 B C pătrat. Asta era, asta e formula. O văd, acum o ține minte. Plus, plus, mai avem. Va avea C 6, va fi 2, 2, 2. Plus 6 A B C. Așa încât să scriem și noi formula, ce bine că am descoperit-o. Care este formula? A plus B plus C totul la 3 este egal cu? A la 3, B la 3, C la 3, da. 3A deci 3A pătrat, 3AB pătrat, plus 3A pătrat C, plus 3AC pătrat. Și plus 3... Plus 3AB pătrat C. Așa. Plus 3AB pătrat. Plus 6AB, 6AB C. Așa, asta e formula, nu? Trinomul la 3A. 3 termen la 3A. Deci la 3A fiecare, de 3 ori așa. Aici vă testa de un 3AB în factor și deci egal cu A la 3A plus B la 3A plus C la 3A plus 3AB pe lângă B plus 3AB pe lângă A plus C plus 3 plus 6 6AB C. Dar la noi era așa, că A
plus B plus C e egal cu 0. A plus B plus C e egal cu 0 înseamnă că la a treia tot 0 este. Deci scriem A plus B plus C e egal 0. Înseamnă că toată chestia asta e egal cu 0. Deci rezultă ca la a treia plus B la a treia plus C la a treia. 3AB pe lângă A plus B plus 3AC plus 3DC plus 6ABC egal cu 0. Dar, în loc de A plus B, tu poți să spui minus C. Și deci, echivalentul A la 3 plus B la 3 A la 3 plus B la 3 plus C la 3 minus 3ABC minus 3ABC minus 3ABC plus 6ABC egal cu 0. Și face, știți de ce e minus 3ABC? Pentru că A plus B de aici este minus C. Și vine 3AB mulțit cu minus C, minus 3ABC. Urmă A plus C este minus B. De unde A plus C e minus B? De aici. A plus C e minus B. Minus 3ABC. Și acum, 9 plus 6 face minus 3. Și vine A la 3 plus B la 3 plus C la 3. Minus 3ABC egal cu 0. Minus 3ABC egal cu 0. Adică A la 3 plus B la 3 plus C la 3 egal cu A la 3 plus B la 3 plus C la 3 egal cu 3ABC. Exact cât trebuia, exact egalitatea de valoare. Din asta să vezi că la 3 plus B la 3 plus C la 3 face 3ABC. Hai din unde zicezi. Da? Deci e foarte clar. Am plecat la treabă fără să credem că chiar ajungem azi, bun sfârșit. Dar, încrezători în noi, Hristos Iisus.